Noi este Dumnezeu.
nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemie sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricât ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când El te caută prin lume sus. Să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume suspină. De ce fugi de jertfa crucii tot mereu? Că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece, pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece, pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujbele cu rost?
te-a rănit și te-a amăgit Satana cel smintit. Tu nu știi de rugăciune ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel smintit. Azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi vini de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vini de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine cum le-a spus, cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Cine trupul lui primește, se împărătășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă-l va păzi cu puterea Sfintei Cruci-l va umbri de Satana cel smintit, ce pe creștine i-a amăgit ca un hoț și îi trage în rătăcire mai pe toți. De Satana cel smintit, ce pe creștine i-a amăgit ca un hoț și îi trage în rătăcire mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și Satana multe sate a dobândit, forme de secte amăgitoare, suflete pierzătoare pe pământ. Fulind preoția și lucrul cel sfânt, formând secte amăgitoare de suflete pierzătoare pe pământ.
așa măgit, iubitul meu, de Satan cel smintit, dușmanul tău. Vino-n biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-n biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită, să n-o uiți, că izvor de viață de la Sfinți Părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și adevărul este unul pe pământ. În ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ. Pământul sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător, azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobne de mâine, o mână de țărână, tu azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobândești. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost, se va schimba pe al vieții rost. Fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Fiecare își va lua plata după cum mai va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi
după Scripturi. Și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinaxar. Astăzi, 1 mai, biserica noastră dreptmăritoare face pomenirea sfântului proroc Ieremia. Acest mare proroc al lui Dumnezeu era fiul al lui Helchia, din familia preoțească din orașul Anatot, care era în pământul lui Veniamin. El a fost sfințit încă din pântecele maicii sale, precum însuși Domnul zice despre el: mai înainte de a te zămisli în pântece, eu te-am cunoscut, și mai înainte de a te naște, eu te-am sfințit, și proroc pentru popoare te-am pus. Ieremia a profețit 40 de ani, adică de la anul 628 până la 588 înainte de Hristos, după care a fost ucis cu pietre. Tot într-o această zi, pomenirea pătimirii sfântului mucenic Vată Persul. Tot într-o această zi, pomenirea sfântului mucenic Filozoful, care de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea cuvioasei Isidora, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea sfântului mucenic Sava, care s-a săvârșit fiind spânzurat în smochin. Pomenirea sfinților măriților trei noi cuvioși mucenici, Eftimie, ce se trăgea cu neamul din Demiga Peloponezului, și în Constantinopol la anul 1814, la 22 martie, în Duminica Florilor, prin sabie s-a nevoit. A lui Ignatie, ce se trăgea din Zagora Veche și în Constantinopol, în același an, la 8 octombrie, prin Sucru Mare s-a săvârșit. Și a lui Acachie, cel ce se trăgea din Tesalonic și în Constantinopol, la anul 1815, la 1 mai, prin sabie s-a săvârșit. Și se săvârșește pomenirea lor în cinstitul lor mucenicesc locaș, ce se află la schitul cinstitului înainte mergător din muntele Athos. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul. 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.